sat rusesc, Mihailovka se numește. Și uite, fix când intră în sat, apare și camionașul. Davai, davai! Prima masă în Rusia, începem cu o soleanca și apoi continuăm cu, nu știu, ceva fripturică, vedem. Poftă mare! Odată ce călătorul nostru vesel a mâncat, nu a stat prea mult pe gânduri și a continuat autostopurile. Tirul care m-a dus până aici, mai sunt 198 de kilometri și... Welcome to Russia. Ia uitați cu ce m-am făcut. Cu o vodculiță, țari vodka. Dacă nu e prima oară când facem pană la autostop, că mi s-a întâmplat de pe fiecare continent. Așteptăm. Să tu cu Sahiurta și Baikalu. Baikal, și acolo e insula Alhoi. Cel mai adânc lac din lume! După ce a dormit la cort, pe plaja pustie de lângă lacul Baikal, Bogdan Veselovski a luat-o din nou din loc. M-am prins la mașină. Suntem doi ani. Și am ajuns la gazda mea prin Couchsurfing, la Edward, și nu-mi vine să cred, prânzul ce mă așteaptă, ardei un plus, n-am mai mâncat ardei un plus de din România, cred. Hai că oprit un camion din ăla mare american. Ia uitați, aici ce prânz, ne așteaptă cartofii prăjiți, înainte, după. Astea-s drumurile până prin taigaua siberiană. Din nou, am prins un tir, un camion cu Alexei, mergem mai departe. Să menționez și temperaturile. Azi noapte, aseară când ne plimbam și când a început să ningă, 1 grad și dimineață 0, 0! După alte autostopuri, călătorul nostru a ajuns în îndepărtata și friguroasa Iacuția. Am ajuns și sunt întâmpinat de Cișcan. Este lordul frigului, un taur trimis de înghețul pământului. Și iată, măs, minus 71,2 grade Celsius. Temperatura cea mai scăzută registrată într-un loc unde oamenii locuiesc. Orca! Și suntem la mare! Marea numită Mori, cum se numește? Ohotskaya. Ohotskaya Mori, Marea Ohotsk și Japonia undeva pe acolo. Mă rog, aproape Kamchatka și Japonia și portul de marfă. De aproape munții înzăteziți. Ce noroc! Traversăm podul spre Vladivostok, peste mare, este Marea Japoniei. Mă rog, ce-i drept e un golfuleț, căci Vladivostok e practic o peninsulă cu așa de 3 părți de apă. Oraș mare, trafic, da, gata. Sunt în centru. Am ajuns în Vladivostok.